Salut, sunt Zen și astăzi o să vă prezint noile talismane pentru anul 2023. Aceste talismane sunt recomandate ca fiind unele din cele mai puternice de-a lungul istoriei de când au fost create. Multe vin din cărți sacre, cărțile lui Solomon și altele mult mai recent create de niște magi mai din epoca noastră, ca să spun așa. În același timp vreau să vă arăt talismanele, cum să le faceți, în ce oră să le faceți, acele vor avea efectul mai puternic. Sunt talismane și pe piață, puteți să le faceți și dumneavoastră, puteți să le și cumpărați, dar de fiecare dată eu vă spun un singur lucru, există șanse 50% să nu funcționeze pentru că ele nu sunt consacrate, poate ele sunt create într-o perioadă când energiile astrelor, planetelor, cum doriți să spuneți, sunt retrograde. Iar dacă ele au fost retrograde, ele nu vor avea un efect benefic, adică puteți să purtați un talisman al lui Jupiter creat într-o perioadă retrogradă, nefastă și veți avea mai multe pierderi. Chiar dacă el pare frumos, strălucitor, îl purtați cu dumneavoastră, el nu are niciun efect și nu va aduce niciun beneficiu. Așa că puteți să-l creați dumneavoastră, ceva care să vă ajute, ceva pe care știți că l-ați creat dumneavoastră. Deci, hai să facem pas cu pas. În primul rând, vă prezint talismanul Agla, care înseamnă Mare este Domnul Dumnezeul meu. Aduce bunăstare, bani, protecție divină. El poate fi creat în ora lui Jupiter, care este în prezent datorită fusului orar, care este în prezent iarnă, deci 13:30, 14:30, da? Puteți să-l desenați culoare verde-albastru, eu l-am desenat culoarea negru ca să observați mai bine, da? Bun, mai avem aici un talisman pentru cei care au o afacere sau doresc să atragă clienți, purtați acest talisman cu dumneavoastră sau țineți-l lângă casa de marcat. La fel, îl creați în ora lui Jupiter, joia, între ora 13:30 și 14:30. Afaceri, câștiguri, vânzări, da? Bun. Un alt talisman pentru dumneavoastră este talismanul lui Jupiter, în care este chiar inteligența magică, recomandată în cărțile magice de magi. Aveți cuvântul sacru Alef Lamed, care înseamnă el, și Tazatchiel, care este arhanghelul lui Jupiter. La fel, puteți să-l desenați cu culoare albastru sau violet în ora lui Jupiter, 13:30, 14:30. Aduce bani, prosperitate, câștiguri financiare și protecție divină. Pentru cei care au probleme în depăși karma sau consideră că au foarte multe obstacole, în viață, un nou an, 2023, să fie mai bun pentru ei, pentru o karmă, pentru obstacol, pentru ghinioane, de orice fel, faceți acest talisman și purtați-l cu dumneavoastră. Are energia și amprenta celor 7 planete, Saturn, Jupiter, Marte, Soare, Venus, Mercur, Luna. Hexagrama magică și cuvintele sacre, Abba, care înseamnă Tatăl, Elab, o altă putere energetică, mai ales angelică, să spun așa, Ehie, care înseamnă iar puterea Sfintei Divinități, Tae, exact cum scrie aici, este un alt înger. Acești îngeri care guvernează acest talisman, inteligența lui Jupiter din nou aici, pentru că nu e doar Saturn, este și Jupiter aici, este un fel de echilibru în care veți avea protecția lui Jupiter și disciplina lui Saturn. Saturn, care are un pătrat magic, acest pătrat magic îl faceți în felul următor. Faceți pătratul, îl împărțiți în 3 secțiuni, diagonală și verticală, orizontal și vertical, scuzați-mă. După aceea faceți sigiliul lui Marte și al lui Samael. O altă energie angelică care corespunde energiei lui Marte. Majoritatea dintre noastre o să spuneți că poate are tentă energetică negativă. În viața dumneavoastră întâmpinați tot felul de energii. Atât timp cât considerați că veți fi în armonie, această energie își va îndeplini scopul. În același timp, această energie este pentru a debloca, da? Nu trebuie purtat foarte mult asupra dumneavoastră dacă considerați că nu aveți ghinioane, da? Bun.
Continuăm. Deci, în primul rând, puteți să-l faceți cu o culoare neagră, în ora lui Saturn, care este după Jupiter, asta înseamnă 14:30, 15:30. Desenați simbolul exact, cum v-am spus, culoare albastră sau violet, da? Faceți pătratul magic, numerele magice, da? Acesta este pentru slăbiciune, pentru sănătate mai bună, rezistență, disciplină și financiară, da? Bun, deci așa se face talismanul. Mai am aici o mantră pentru dumneavoastră. Majoritatea dintre dumneavoastră poate dori să deveniți mai apreciați de ceilalți din jur, de șef, de oamenii cu care lucrați. Această mantră este din categoria Vashikaran Mantra. Vashikaran înseamnă pentru a atrage și pentru a domina. Această mantră puteți să o folosiți de 108 ori pe zi, adică o recitați Om Hrim Pie Namo Sedhana Danaham. Om Hrim Pie Namo Sedha Dahna. Da? Om Hrim Pie Namo De Sedha Danam. Om Hrim Pie Namo Sedha Dahnam. Dacă ați observat aici după cuvântul sau litera A, veți, se aude un H. Așa se pronunță, da? Om Hrim Pie Namo Sedha Dahnam. Vă mulțumesc, eu sunt Zen și vă aștept și pe comunitate să meditați. Aceste lucruri simple pot face mult. Contează foarte mult la timpul potrivit, la locul potrivit să vă ajute să reușiți. Vă mulțumesc!